22 de mehedințeni au fost confirmați pozitiv cu SARS-CoV-2 în ultimele 24 de ore. Pandemia de coronavirus nu se oprește și face în continuare victime. Încă un deces a fost înregistrat în ultimele 24 de ore. De la începutul pandemiei și până în prezent, în Mehedinți 221 de persoane și-au pierdut viața în lupta cu boala. Peste 5.667 de persoane au fost confirmate cu COVID-19 în Mehedinți de la începutul pandemiei și până în prezent. În acest moment, 79 de persoane sunt internate, iar 192 de persoane sunt izolate la domiciliu asimptomatice. Situația epidemiologică din județul Mehedinți este următoarea. 728 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia. 192 persoane sunt izolate la domiciliu asimptomatice. 79 persoane sunt internate în spitale de suport COVID din județ. În ultimele 24 de ore, în județul Mehedinți au fost confirmate COVID-19, 22 de cazuri de îmbolnăvire și a fost înregistrat un deces. Rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori în județul Mehedinți este de 0,81. În județul Mehedinți, rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori a scăzut considerabil. În ultimele 24 de ore s-a înregistrat o valoare de 0,81.